Președintele Consiliului Județean Botoșan, Doina Federovici, a semnat contractul de asistență tehnică în vederea finanțării unui proiect de investiții complementare în sistemul de management integrat al deșeurilor, care deschide calea modernizării infrastructurii cu o participație de 32 de milioane de euro din fonduri europene. Proiectul este finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management pentru programul operațional Infrastructură Mare, prin contractul semnat cu Consiliul Județean pe 14 iulie 2022. Proiectul cuprinde o serie de investiții vitale pentru sistemul de management integrat al deșeurilor, infrastructură de tratare mecanobiologică prin TMB cu biostabilizare, infrastructură de tratare anaerobă prin achiziții a unui digestor anaerob și a unei stații de compostare aferentă. Stație de compostare având o capacitate de 5.000 de tone, trei stații de compostare cu capacitate mică, pubele de 120 de litri pentru colectarea separată a biodășeurilor. Autoritățile urmăresc creșterea gradului de colectare și transportarea deșeurilor reziduale, respectiv reciclabile. Colectarea separată a biodășeurilor, tratarea deșeurilor voluminoase rezultată din construcții sau desființări și închiderea depozitelor neconforme din Darabani și Săveni.